Ministerul Educației a lansat în consultare publică un proiect de lege care definește profilul profesional al cadrelor didactice, dar și standardele profesionale la care se vor aporta dascălii. Potrivit proiectului, profilul profesional al cadrului didactic din învățământul preuniversitar este organizat pe șapte domenii de competențe. Dintre acestea, cunoașterea elevilor și a modului în care învață, precum și etica, reflexivitatea și învățarea continuă. Un accent deosebit se pune și pe mediul de învățare și starea de bine a copiilor la școală. Cunoaște cunoașterea elevilor și a modul în care aceștia învață se referă atât la înțelegerea și aplicarea teoriilor și modelelor relevante despre dezvoltarea personalității umane și învățare, cât și la cunoașterea individualității fiecărui copil elev, a mediului socioeconomic și etnocultural în care trăiește, a relațiilor, intereselor și aspirațiilor sale, pentru că toate acestea să fie valorificate în vederea respectării particularităților de vârstă și individuale ale elevilor. Se urmărește creșterea calității predării și a eficienței învățării, sprijinirea dezvoltă armonioase a fiecărui copil. Valoarea cheie este respectul pentru cunoaștere, pentru demnitatea și individualitatea umană. Profesorul, înainte de a cere unui elev să învețe, să aibă performanță, să vină zi de zi la școală, ar trebui să cunoască nevoile acestuia, lipsurile, familia și mediul din care provine. Iar acolo unde este nevoie și se poate, profesorul trebuie să vină întâmpinarea acestor nevoi. Și profesorii învață. Deși sunt dascăli, asta nu înseamnă că nu se perfecționează în continuu. Acest domeniu de competențe exprimă importanța conduitei reflexive a profesorului, a și a reglării permanente a activității profesionale, aduce în prim plan valori care vizează spiritul critic și autocritic, flexibilitatea, creativitatea, curiozitatea și interesul pentru învățare pe tot parcursul vieții, dorința de perfecționare. Valoarea cheie este responsabilitatea față de elevi, față de societate, față de sine și de propriul parcurs profesional, relatează adevărul.ro.